Bună ziua! Astăzi am zis că facem niște chifle. Natalia tot mi-a spus că vrea să facă chifle, că vrea să facă chifle. Și am zis, no, bine, hai să facem chifle, pentru că i-am citit seara, înainte de culcare, șorichiți, nu? Șorichiți. Care au făcut cu mama lui chifle. Și am zis că vrea să facă și ea chifle. Bun. Da, hai să facem și noi chifle. Aici ce ai făcut, Natalia? Nu știu ce ai pus aici. Stai să golesc. Așa. Bun. Deci aici avem un kilogram de făină neagră. Deci facem chifle negre, nu? Da. Deci un kilogram de făină neagră. Așa. Dar nu știu să-l pun pe tot, Natalia. Stai să vedem. Îl pun aici. Să facem tot? Hai că-l facem tot. Așa. Îl facem tot. Așa. Deci un kilogram de făină neagră. Făina asta neagră am primit-o de la Adina și n-am mai reușit să o folosesc la turtă dulce și am zis că hai că fac niște chifle din ea, chifle negre. Aici am drojdie. Hai să facem aici un pic de de loc. Așa. Un pic de drojdie, nu multă, mama. Punem doar jumate. Jumate, da. Nu mult. Jumate din 50 de grame. 25. Nu tot, jumate. No, gata, destul. Jumate. Stai. Așa, acum. Așa, bun. Uf. Bun, gata. Deci, jumate am pus. Și punem și un pic de sare. Puțină sare. Deci punem o lingură. Asta ar veni, că asta e o linguriță. Deci două lingurițe de sare. Hai, mai pun o lecuță. Așa. Și un pic de zahăr. O să pun și un pic de zahăr. Și un pic de zahăr trebuie, mama. O linguriță. Cred că pun. Așa. Mai pun zahăr brun. Deci eu pun zahăr brun. Brun. Bum. Așa. Și acum, Natalia, am aici apă călduță. Apă. Asta nu e. Și punem așa. Asta la bine. Haide la mine. Ai grijă să nu... Un pic, nu mult. Hei. Natalia, gata. Destul a fost. Hai să amestecăm un pic. Aici. Așa. Mai pun un pic. Natalia, nu fac acolo că se vede urât. Hai aici. Vine aici. Așa. Pune un pic de apă călduță să se activeze drojdia. Așa. Bun. Și acum... Te rog, vine aici, că trebuie să dai drumul la aparat. Așa. Am pus Stai. Hu. Natalia, stai puțin. Hu. Așa și dai încet, încet, nu tare. Stai! Ioi. Stai. Încet. Așa. Deci trebuie să amestece acolo. Între timp mai punem și un pic de apă. Trebuie să punem și apa, așa, încerc. Așa. Trebuie să vă arăt cum să amestec aici. Mai pun apă. Trebuie un kilogram de făină. Așa. Ok. O trebuie așa un jumate de litru aproape. Nu chiar, dar trebuie. Așa, acum trebuie să frământe. Am pus omogenit asta cu tămărat. Deci, uitați. Deci e făină neagră, vedeți?
acum trebuie să se facă aluat, trebuie să frământ. Dar eu mai pun un pic de apă. Așa, mai pun un pic de apă și e bine. Așa. Și lăsăm să frământe vreo 10 minute. Deci aluatul, uitați cum arată. Și punem un pic de lapte. Deci s-a frământat, dar punem și un pic de lapte. Natalia, dă mânuța. Așa, ok. Și acum, așa, și dă-i drumul încet. Așa, încet. Ți-am zis că încet, încet, mama, trebuie încet. Că altfel zboară. Uite, așa încet, vezi? Așa încetuț. Și trebuie frământat. Și dacă nu mai aveți făină din asta neagră, putem să punem și un pic de făină din asta albă. Nu e nicio problemă. Așa, asta să mai dă un pic mai tare. Și o să trebuiască să mai adăugăm un pic de făină pentru frământat, mă refer. Da. În jur de 50 de ml de lapte, dacă puneți, e suficient. Vedeți? Acum începe. Și o să adăugăm și un pic de făină, o lingură, două, pentru frământat, mă refer. Nu așa... Da, trebuie un pic de făină. Așa, deci aluatul e gata. Uitați aici cum arată. Ridică în sus, mama. Așa, uitați ce bine arată aluatul. Vedeți? Foarte, foarte bine. Așa, mama. Da. Trebuie să scoatem afară cârligul momentan. Uite așa. Stai, așa. Și acum... Scoatem afară ăsta. Stați că pun pe cealaltă. Deci aluatul e gata. Natalia deja te s-a făcut. Noi. Așa. Deci super s-a făcut aluatul. Chiar îmi place foarte mult cum a ieșit. Deci să pune și un pic de lapte. Trebuie și un pic de lapte. Dacă doriți, bineînțeles. Dacă nu, puteți să lăsați așa numai cu apă. Eu am pus un pic de lapte. Că... iese mai așa, la gust mai bun. O să iasă. Așa. Și acum, un pic de făină aici, Natalia. Și, așa, o scoatem afară, de aici. Așa. Și trebuie lăsat la dospit 40 de minute. Nu, hai trage, Natalia. Așa. Ok. Hai că mai avem aluat aici. Trebuie să luăm tot aluatul de aici, că aici o să vină mami aluatul și îl punem la dospit. Așa, sper să se vadă. Ce facem? Stai. Tot e făcut. Fantastic. Nu, hai. Ia de-n mână. Așa, da, poți. Te-ai lipit acum în mâini. Stai. Trebuia să-ți pui un pic de făină pe mâini, mama. Uite, vezi? Stai. Așa. Trebuie să mergi să te speli pe mânuțe. Ok. Du-te, spală-te pe mâini. Așa, fă așa. Așa. Trebuie să-ți pui un pic de făină. Hai, nu fă acum. Așa, vezi că știi. Wow, ce fain aluat. Super. Deci chiar îmi place cum arată aluatul ăsta. Du-te, spală-te pe mâini. Deci chiar arată super aluat. Îmi place aluatul ăsta din făină neagră. Făină neagră găsiți și la Kaufland, și la Lidl, dacă doriți. Puteți să o luați.
Așa, îl mai frământ așa un pic. Ca să mă fie că o să iasă o pâi, adică chifle. Chifle faine să iasă. Iar o să iasă. Așa. Așa. Uitați-vă aici ce bine arătăm. Și acum pregătesc aici patul, unde o să stea 40 de minute, undeva la cald sau la soare, să puneți la geam la soare, că mai ales acum pe timpul ăsta un pic mai rece, să-l puneți așa la soare și pe timpul verii să puneți aluatul la soare, dar acoperi numai făgata, ho! Ioi, pune un pic de făină. Pune făină. Pe timpul verii puteți să lăsați la soare, dar să puneți deasupra un prosop de bucătărie și să vedeți cum o să crească. Hai, mama, că trebuie să-l lăsăm la dospit. Pune aici aluatul. Eu vreau asta. Hai că tu te faci, mă, lasă că dar după ce... Vreau și eu. Ok, dar nu acum. Nu acum, că trebuie să-l lăsăm să se odihnească. Natalia. Atâta. Atâta. No, bine, atâta. E numai atâta, ok? Și restul o să facem și o să punem pe... pe tavă, chifluțe mici, ok? Și faci și tu, bine, mama? Faci cu mine. Nu fă pe ăla. Pe bolul de la pește. Pui aluat. Nu-i voie, mama. Așa. Ok. No, bun. Acum îl pun aici cu un pic de făină. Așa. Și îl pun să se odihnească. 40 de minute. Îl acoperim cu un prosop și îl ținem la cald undeva sau pe calorifer. Dacă îi cumva caldă, îi... cald caloriferul, îl puneți acolo sau dacă aveți încălzire sub podeaua, puteți să îl puneți jos și o să crească. No, bun, pe mai târziu. Așa, a luat-o crescut, Natalia deja o și pus mâna aici, că să și vede. Da, o pus mâna deja și s-o lăsat a luat-o. Deci, o crescut, chiar fain o crescut, așa voluminos. Și acum scoatem afară, a stat 40 de minute. Stai, Natalia, ia mâna. Ridică-ți mânecile. Așa. Și punem aici făină și începem activitatea, nu, Natalia? Uitați aici ce fain a crescut. Mamă, numai firicele, uite. Wow, ce fain, ui. Super. Na, bun, hai să facem chifle. Am pregătit și tava aici pe cuptor. Stai, e răbdare. Eu erau aici și tu aici. Stai. Ai răbdare, mama. Ai răbdare. Așa. Mai are. Așa. Să pun deoparte. Stai, că îți dau. Așa, acum trebuie să-l masăm un pic, că așa trebuie, un pic masat. Și după aia îl tăiem și facem chifle mici. Așa-i notele? Oh, ce fain i-a luat tu, super! Chiar e fain, uitați aici, ca o minge, așa-i? No, stai, ai răbdare că stai și ții o bucățică, ok? Nu stai. Stai. Uite, na. Poftim și tu faci chifle. Bun? Yeah! Așa, bun. Adă la mine. Vezi că acolo e ăla, așa. Și hai să începem la chifle. Ar fi fain dacă ar veni Daci să mă filmeze. El e acolo în cameră. A? Așa. Ok. Așa filmez. Nu las, că e bine, așa.
Să vedem. Să vede ceva, dar ar fi bine să îmi schimb camera. Da, cum mă lasă. Mami, deci, sunt gata. Tu ești gata? Mm-hmm. Hai ca să... Wow, ce faine chifluțe au făcut Natalia. Nu, hai ca să facem așa micuțe. Stai să schimb camera, că nu văd ce filme. Așa. Mami, am copii. Dar tu ce faci aici, Angie? Chifle. Nu. Micuțe, știi? Ah, de făină integrală? Da, da. De făină integrală, uitați așa. Și ok, bun. Și acum îl pun aici. Așa. Cred că ăsta e prea mare. Dar ce faci? Acum iese una mai mică, una mai mare. Păi fă-le cât de cât să fie egale, Angie. Ok. Că Natalia m-a luat din aluat, știi? Aia e problema. Când lucri cu copii, e mai dificil un pic, da, știi? E ușor să dăm vina pe copii. Știu. E mai, na, nu te vezi? Uh-huh. Hai să mai tai din el, să îl fac la nivel. Stai să mă cert cu Ara. Două sunt gata. Mai rămâne atât de multe când vine să plec. Dacă nu vrei să rămâi cu noi... Păi, îs cam obosit. Păi de ce? Păi de când îs cu mami la bucătărie? Ah. De la ora 1? Ia că e 4:20. Mai mult de la ora 1. Știu eu. Acum e la cuptor, dincolo, și trebuie să mă să o filmez. Trebuie să scoate, crema e gata. Facem mami un tort pe mâine. Și a durat mult, ba una, ba alta. Așa, asta e mai mic. O leacă, dar făcută de Natalia. Hey, give me a break. Să mince de dovleac. Mai, nu mă mică. De ce? A luat mea. A luat, nu a luat. Semințe. Vrei și tu semințe? Uită-te, Natalia. T-a spus eu, nu vreau. Nu, bine, Sonic. Nu! Nu e Sonic! Nu e Sonic astăzi. O să mai tac. Astăzi nu e Sonic. Da, sunt Sonic. Trebuie să-ți arăt opus tati Sonic la video. Așa. Poate pe si asta. Am pus Sonic care dă like și care fuge. Trebuie da, să-ți arăt. Tati, da. Pe si asta. Și la video o să pun Sonic. Da. Păi ai zis că nu e Sonic. Da. E Sonic? Tati, pe pesi Sonic aici, a bucătărie. Bucătărie. A bucătărie. Bine, bine. Nu vrei semințe, Sonic? Mai tati. Mai tati. Și începem să dăm drumul la... Mami, ăsta mic întrace se papă. Nu, papă. Da. Pune și mai mică. Pune și mai mică. Ok. Așa. Și uite așa. Ce faci? Caut. Ce cauți? Telecomanda. Intensitatea luminii, să spunem. Ok, și o să trebuiască să le lăsăm un pic așa pe tavă. Deci le-am făcut așa un pic la dimensiune. O să mai îmi rămână aluat sau încerc să... Natalia poate să
alimenteze câinii. Și atunci de acolo mai iese încă una și numai bine. Dintr-un kilogram de făină am făcut. Știi? Un pic de făină. Deci, făina asta am primit-o de la Anmari. Adina, știi? Uite așa, hai! Așa. Și mai ultima și gata. Și gata și ăla micu. Da. Și ăla micu ce mi-ai pus acolo. Cât un muc. Așa. Așa. Deci avansează-ne un pic astea. Da, mami, poate e mic. Ăla mic. Aici ai. Tu vrei să-ți-l pun aici? Da. Nu bine, ok. Da, tale. Așa. O să trebuiască să le ung un pic, dar le las, cred că 15 minute să crească un pic, știi? Semințe până atunci, așa, semințe de il. Până atunci adaug drumul la cuptor să se încingă și după aia le ung în ou, știi? A, îți place semințele? Serios? Nu. N-am știut. E faină făina asta, chiar mă place. E super. No, bun, dau drumul la cuptor la 180 de grade. Dar nu călea? Fără ventilație. Fără. Da. Lasă să încălzească prima dată. Da. Și până atunci le las așa să crească un pic, le acopăr. Să hodinească țara. Da. Le acopăr și hodinie. 15 minute, așa. Bun. Pe mai târziu. Așa. Uitați ce frumos au crescut. Da, mai ales asta mică. Aia tare o să se facă. Să știi. Aia eu chiar... Vreau. Nu, hai. Deci cu... Nu, tu te spalte pe mâini. Nu, hai. Așa. Mamă, ce s-a spălat. Rapid. Știi? Așa. Și acum... Sunt gata. Ok, nu, hai să punem lapte. Așa. Numai un ou. Da, te rog, bibi, si eu. Nu, hai, pune-l și pe ăsta la... Hai. Hai, pune-l la mușii pe ăsta la... Ce rămâne încă, Natalia? Da. Omletă. Gata. No, pune coaja acolo. Șterge-te pe mânuțe. Hai. E ok. Hai, șterge-te pe mânuțe. Așa, acum pune... Da. Așa, cred că e de ajuns. Eu vreau lapte. Așa, gata. Acum amestecăm cu ăsta. Încet, ok? Asta. Și au ajuns la temperatură. Tu te mânci pe semințe. Uite așa, mamă. Așa, să se spargă. Așa. Și acum amestecă. Așa. De drumul. Hai. Amestecă bine, mamă. Și le ungem, punem semințe din astea, faine, dar nu știu cine o tăiat așa frumos. Eu. Să vede. Așa. Eu am pus. Bine că mai are. Amestec eu frumos. Hai să amestec eu, că ne grăbim, mami. Natalia, ne grăbim, hai. Așa. Trebuie să le punem la cuptor. Bine, Angie. Ba, mai trebuie. Trebuie să se amestece bine. Da. Da. Uite, păi vezi? Fă cu... tel. Cu furchița. Tel, furchiță. Da, ce știe mai bine. Așa, hai să le ungem.
frumos. Eu n-aș mai fi pus lapte. Ba, trebuie, un pic de lapte trebuie. Ai vrut numai așa cu ou? Da. Mamă, dar ce frumos ori ieșit. Adică ori crescut. Așa, și punem după aia semințele deasupra. Și le punem la cuptor. Timp de 30 de minute, maxim 40, depinde și de cuptor acum. Ce ai pus? Bebe, și eu. Și tu? Da. Fă mai repede. Fă mai repede. Stai. Dar nu mult, puțin. Acum pune pe ăsta. Așa, ok, acum. Să nu apeși tare. Așa. Hai și eu pun semințele. Așa, frumos. Punem semințe din astea, mix de semințe. Încet. Unde e mic? Hai pune tu mai semințe. Mai unu. Mai unu, ăla de acolo. Trebuie să pui tu semințe. Mai un pic. Angie, vezi că nu le-o făcut. Știu că nu le-o făcut bine. Hai să le fac eu mai bine. Nu mă încet, Natalia. Mama mia, Natalia când pune cu bogăție. Cu bogăție, exact. Camari. Camari, exact. Are puțin să mână. Ce face asta? No, hai, pune. Bulbuci. Fii atent, Angie. Ce? Zici că respiră, n-ai văzut. Da? A ieșit din el aer. Uite. Da, da. Nu mai asta. Am crescut, știi? De la... Stai. Adă-ți-mi. Pune. Ia și tu și pune. Pune-mi peste tot, știi? Gata, a pus. Așa, și pune la poză. Imediat. Ok. Poza. Cu ăsta nu trebuie văd că. Aici pe margină. Așa. Așa. Hai că le pun la cuptor și... Cât? Jumate? De oră? Jumate de oră, 40 de minute. Una depinde. Pun și eu cu veselie. Cu veselie? Da. Bogăție era vorba. Cu bogăție, cu veselie, cu... Să fie așa fain. Așa. Că mie mai mult îmi place cu semințe. Nu bine, Angie. Așa. No, bun, gata. Să mai avem și pe alte date. Mai ăsta. Ok, le pun la cuptor și... Așteptăm. Mamă, ce frumoasă. O altă. Poză. Da, am făcut poză. Ok. Mai am și treabă dincolo la telefon. Ok. Bun. Pe curând. Așa. Deci sunt gata. O stat 40 de minute la cuptor. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte, mama. Că te arde. Wow. Ce bine arată. Iuhu. Așa. Și acum... Dă-i la micu. Unde e la mic? Acolo, să-i lipit de ăla la... Știi? Pun un pic de apă. Mai bine lasă să răcească un pic, că tot pică semințele jos. Sau stropește-le așa cumva. Așa le stropesc, că trebuie un pic de apă, știi? Așa. Nu musa. Apoi iau un pic de apă, trebuie de pâine. Nu. Și ce dacă trebuie pic? Adică trebuie mult să ia apă dacă pite sau? Păi așa e. Când se scot din cuptor, trebuie un pic stropite sau așa un pic cu pensula, unse cu apă, adică unse udate. Să fie mai moi? Da.
coaja să fie mai moale. Nu poți să faci așa. Eu bine prea mult apă, lasă-mă. Destul de hou. Asta. No, hai să vedem. Una. Wow, ce fain arată. Uitați, s-a copt și aici. Chiar arată super. E fierbinte acum. Dar lasă-le să răcească. Ce vrei să faci cu ele? Ca să tai, știi? Păi lasă să răcească. Arată la... Să fac... Finalul? Prezent, da. Să răcească. Vreau să fac final. Dar e fain. Exact așa cum îmi place mie. Pe curând. Așa, le-am dus afară, le-am la... La răcit. Răcit. Dar ce bine arată. Și hai să vă tai una de aici, ca să și ăștia să răcite. Uitați aici, ce bine arată, vedeți? Chiar arată foarte bine. Să punem unul așa. Nu, să pui și așa. Se face așa, deci chiar îmi place foarte mult cum a ieșit. Puteți să încercați și voi acasă, este foarte bun. Deja am mâncat unul, ce bun a fost, cu unt. Deja am mâncat cu unt, așa de bun a fost, mai ales că e proaspăt și cald. Nu știu cum să-l dai, vrei să încerci de aici? Vrei cu unt? Păi trebuie, nu? Cum e? E bun, așa-i? Chiar e foarte bun. Chiar am mâncat una întreagă cu unt. Uitați aici. Da, deci chiar e foarte, foarte bună. Cu unt e mai bun. Chiar e foarte bun. Așa-i? Merg bine. Bun. Măi la ceas. Și eu acum am mâncat și după aia, nu mai e gata. Deci aceasta a fost realizarea mea. Chiflele astea faine și moi. Și uitați aici ce faine sunt. Deci chiar așa cum îmi place mie. Vedeți? Cu făină integrală, cum s-ar spune, făină neagră, dar e foarte bună. Chiar foarte, foarte bună. Deci... Numai fain că n-avem pită, serios. Numai serios. Bine. Natalia m-a cerut, mami vreau chifle. Am luat o pită de la alimentare, nu aia buret. Da. Și, na, am zis, hai să-ți fac, zice, ca la șorichiți, cum i-am... I-am citit cartea aia cu șorichiți, cum a făcut șorichiți chifle. Nu, hai să-ți fac chifle și am făcut. Ok, deci aceasta a fost realizarea mea. Natalia se uită la desene, am pus desene cu David și se uită. Și din cauza aia nu o vedeți pe aici, așa, pe lângă mine. Încercați și voi, nu uitați să vă abonați, să distribuiți mai departe videoclipurile noastre. Și data viitoare cu alte rețete. La revedere! Thumbs up! Thumbs up! Pentru mine online! Prezența ta.
Oh, mm-hmm.